Liderii NATO au decis joi la Bruxelles să trimită 40.000 de soldați pe flancul estic, împreună cu mijloace aeriene și navale, precum și înființarea a patru grupuri de luptă în patru țări, Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Ce înseamnă acest lucru pentru România? Vedem, practic, o consolidare a flancului estic în contextul acesta istoric, aș putea să-l numesc, al invaziei ruse în Ucraina. Ce înseamnă consolidarea flancului estic acum pentru România? Bun, cele patru grupuri sunt adăugate altor patru țări, țările Baltice și Polonia, care deja erau într-o dinamică de acțiune preventivă de luptă, să spunem. Este o consolidare, după cum foarte bine ați spus. Pe de o parte, există un interes deja manifestat și operaționalizat de a susține Ucraina prin resurse militare de apărare, dar și resurse umanitare. Vă aduc aminte și de hub-ul umanitar de la Suceava, inaugurat de România și tranzitat în momentul de față de către multe alte țări, nu doar de România, pentru a transporta ajutoare umanitare și de subsistență, până la urmă, pentru locuitorii Ucrainei. Pe de altă parte, am văzut și am urmărit, la fel ca și dumneavoastră și eu, la rândul meu, summitul de la Bruxelles de astăzi. Urmează și o întâlnire a președintelui Biden cu președintele Duda la Varșovia astăzi. Este, din punctul meu de vedere, a fost o întâlnire istorică, o asamblare de forțe diplomatice de astfel de nivel, mai rar, să spunem, ai spune, în istoria NATO, puse într-o circumstanță reală de data asta de luptă. Am observat că, în primul rând, NATO dorește să își manifeste sprijinul, dar a fost foarte clar că nu va interveni cu boots on the ground, cum se spune, cu trupe pe teritoriul Ucrainei, nu va interveni cu sprijin aerian solicitat în repetate rânduri de către președintele ucrainean, dar va continua să sprijine efortul militar. Chiar s-a confirmat un sprijin militar de peste 2 miliarde de dolari din partea Statelor Unite. Sprijin militar a fost prin instruirea forțelor militare ucrainiene din 2014 până la momentul efectiv al conflictului. Din punctul ăsta, acesta de vedere, clar că sprijinul este unul pe care armata ucraineană îl resimte și prin capacitatea lor de rezistență. Că, până la urmă, au trecut 4 săptămâni și ei eroic încă mai fac față și sper în continuare să stea pe poziții până la atingerea unei rezoluții. Până la urmă, tot diplomația trebuie să învingă, că altă soluție nu este. Asta este realitatea. În aceste zile, cât va mai rezista Ucraina? Poate că la început nu îi dădeam așa mult timp. Toată lumea se gândea cât de mare și de puternică este armata rusă, care nu s-a dovedit a fi chiar așa cum ne gândeam noi. Vă mărturisesc că și eu am fost surprins să văd o degringoladă și o nepregătire mai mare decât lăsau ei să se înțeleagă ca percepție proiectată la nivel global. Cu toții am fi crezut că sunt mai bine pregătiți, mai bine instruiți. În practică se dovedește că nu sunt. Pe de altă parte, eu am și o tendință de a fi analitic și să eliberez puțin rațiunea de emoție și n-aș subestima totuși. Aș urmări cu mare atenție ce se întâmplă. Că armata ucraineană va rezista în continuare, eu nu am dubii că va rezista, dar nici nu le doresc să stea în acest calvar și în special mă refer la componenta civilă a Ucrainei, fiindcă bravo, e de aplaudat că rezistă, dar m-aș bucura mult mai mult să se găsească o soluție cât mai repede. Știu că sunt undeva în culise, să spun, negocieri și ele se întâmplă de ceva timp, poate de 2 săptămâni, între forțele ucrainene și forțele ruse. Bine ar fi să avem într-o dimineață așa o știre în care să spunem că dincolo de coridoare umanitare, care sunt mai mult sau mai puțin respectate de către forțele ruse,
Bine ar fi să vedem o știre în care, domnule, s-a găsit o rezoluție și să mai găsește o capitală frumoasă. Nu ne-am fi dorit să fie București, în care să mai semneze un agreement de pace. Dar important este să se găsească o soluție, adică un pariem, să spun așa, cu sufletire pe rezistența Ucrainei, dar mai mult îmi doresc să se termine conflictul și lucrurile să se liniștească spre beneficiul nostru al tuturor, fiindcă până la urmă reverberațiile, impactul economic, măsurile de restricție afectează pe toată lumea.